văzut. Doamna, iată, deci că ai mare reușită. Da? Vedeți cum e cu reușitele? A venit președintele, haideți să-l ascultăm și noi. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și doamnelor, dragi colegi și prieteni ai Fundației Heritage, dragi prieteni ai României. Sunt încântat să mă aflu aici, în Washington, pentru a împărtăși gândurile mele în legătură cu acest moment, în legătură cu relația bilaterală. Anul 2017 marchează aniversarea de 20 de ani a relației strategice, a parteneriatului strategic româno-american. Un lucru ne este foarte clar și suntem mândri să spunem. Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii a reprezentat un factor cheie în profilul strategic al țării noastre în calitate de aliat NATO și membru al Uniunii Europene. Sunt fericit să împărtășesc povestea noastră de succes cu domnul președinte Trump vineri, atunci când vom purta discuții la Casa Albă. Întâlnirea noastră va fi una importantă, nu doar din punct de vedere politic, dar va avea și un impact pozitiv major asupra publicului din România acasă, asupra comunității pline de viață din Statele Unite, asupra comunității de afaceri din ambele țări și asupra tuturor celor care au făcut eforturi substanțiale pentru ca relația noastră să devină una mai solidă. Pentru a sublinia în continuare relația noastră, voi sublinia faptul că această aniversare de 20 de ani are loc în cel de la 1937-lea ani de relații diplomatice. Relațiile diplomatice au fost stabilite în 1880. În plus, în anul 2018, țara noastră va sărbători centenarul Marii sale Uniri, un eveniment care nu ar fi fost posibil fără ca președintele american să fi susținut țara noastră și eforturile sale pentru autodeterminare. Dragi parteneri, acest parteneriat strategic cu Statele Unite este și va fi întotdeauna unul dintre principalii piloni ai politicilor de securitate și politicilor externe ale României. Este un succes remarcabil și se datorează nu doar viziunii împărtășite a celor două țări, dar cel mai important se datorează simpatiei sincere și prieteniei dintre cele două națiuni. Țara mea este cea mai pro-americană din Uniunea Europeană. Peste 70% dintre români, asta arată sondajele, au sentimente pozitive față de Statele Unite ale Americii, ceea ce se traduce în acțiuni concrete. Aceste sentimente pozitive originează și din susținerea constantă pe care Statele Unite ale Americii au oferit-o României după căderea cortinei de fier. Această susținere a devenit mai puternică după ce parteneriatul strategic a fost lansat în anul 1997. A fost un catalizator al progresului și eforturilor de modernizare ale României pe drumul spre democratizare, schimbări sociale și economice, care au avut ca efect faptul că România a intrat în NATO și în Uniunea Europeană. Am reușit ca de-a lungul acestor 20 de ani să obținem rezultate tangibile și să facem progrese concrete pentru a oferi substanță parteneriatului nostru strategic. România este în prezent unul dintre cei mai de încredere aliați NATO ai Statelor Unite, un partener activ și de încredere în eforturile de stabilitate și securitate și prosperitate în această regiune și dincolo de ea. Facem față astăzi unor provocări geopolitice umăr la umăr. Împreună încercăm să facem față și să facem parte din lupta împotriva terorismului, iar soldații noștri se antrenează și se luptă cot la cot. Am lucrat împreună în zone precum securitatea, apărarea, implementarea legii și statul de drept. Dragi prieteni, securitatea și apărarea reprezintă componente cheie ale
ale parteneriatului strategic româno-american. Acest lucru a adus rezultate substanțiale. Aș dori din nou să subliniez unitatea de viziune dintre Statele Unite ale Americii și România asupra principalelor aspecte care țin de securitate la nivel internațional. În calitate de aliați de încredere, România face ceea ce trebuie. Anul acesta ne-am, așa cum ați amintit și dumneavoastră, domnule președinte, ne-am asumat obiectivul NATO de a aloca 2% din PIB pentru apărare, pentru cheltuielile pentru apărare. Asta ne face să fim primul dintre aliații care reușește să atingă acest obiectiv în cadrul de când noua administrație a venit la putere. Și face parte dintre cei șase, suntem unul dintre cei șase aliați care fac asta. Aceasta a fost una dintre prioritățile mele de top atunci când am venit la putere. Acest lucru a fost adoptat cu aproape unanimitate, cu suport unanim politic. Scopul nostru este să menținem acești 2% cel puțin pentru un deceniu. Acest lucru va permite României să continue să facă achiziții majore și să extindă potențialul pe termen lung al relației cu industria de apărare din Statele Unite. În același timp, suntem conștienți de faptul că lupta cu terorismul internațional este crucială. De aceea România, în mod ferm, susține Statele Unite în lupta Statelor Unite împotriva acestei plăgi internaționale. România face parte din coaliția anti-ISIS și este foarte angajată. Avem persoane care se ocupă cu antrenamentul trupelor, avem resurse în Irak, oferim sprijin în ceea ce privește telecomunicația. Suntem împreună și în Afganistan, acolo unde trupele, contingentul românesc este al patrulea cel mai mare dintre aliații NATO, cu aproape 700 de trupe de teren. Țara mea este mândră să găzduiască primul sistem de apărare Aegis pe teritoriul țării sale, care este capabil să facă față amenințărilor cu rachetă din afara spațiului euroatlantic. Acesta este unul dintre cele mai importante proiecte militare ale parteneriatului nostru strategic. La Deveselu, acolo se află acest sistem, găzduiește aproximativ 200 de trupe navale și este integrat în sistemul NATO de apărare antirachetă. Este foarte important să continuăm și să finalizăm faza europeană adaptativă și pe baza acesteia sistemul de apărare antirachetă al NATO, de vreme ce Iranul își continuă programul balistic. Noi facem în continuare, participăm la antrenamente comune cu Statele Unite în cele mai bune baze foarte bine echipate din România, așa cum este baza de la Mihail Cogălnicianu, o bază atât de importantă pentru trupele americane și pentru găzduirea echipamentelor militare. În plus față de aceasta, recentele achiziții ale avioanelor F-16 au sporit capacitățile României de a contribui la securitatea regiunii noastre și la securitatea aliaților și de asemenea a pus bazele unei potențiale cooperări pe termen lung cu Statele Unite și cu industria de apărare din Statele Unite. Cooperarea noastră se extinde și asupra unor domenii de importanță critică, precum securitatea cyber, energia, securitatea energetică și securitatea și apărarea. Doamnelor și domnilor, România împărtășește angajamentul Statelor Unite față de transatlantic și să susțină NATO și să susțină capabilitățile NATO pentru a face față tuturor provocărilor actuale. Acest lucru nu poate fi făcut decât prin a sublinia importanța pilonului de bază al alianței, ceea ce înseamnă apărarea colectivă, susținută de o forță robustă și de încredere. Suntem foarte recunoscători aliaților noștri americani pentru susținerea lor politică puternică și pentru
susținerea substanțială a unor obiective punctuale, precum brigăzile multinaționale, pentru sporirea prezenței în Marea Neagră, precum și pentru programele comune de antrenament. Prezența trupelor americane în România, în plus față de prezența NATO, este pentru noi, în România, cel mai puternic semnal de susținere și solidaritate. De aceea, spunem bun venit inițiativei administrației Trump, care a oferit o sumă mai mare pentru inițiativa europeană de reasigurare, o investiție în apărarea noastră colectivă. Aceasta a permis unor aliați, precum România, să-și extindă propria infrastructură și capabilități pentru a-și putea mări cooperarea cu partenerii americani din apărare. Cu toate acestea, NATO nu este, nu se referă doar la aceste capacități și fundația. Da, președintele Klaus Iohannis, doamnelor și domnilor, într-un discurs din Statele Unite ale Americii în cadrul acestei vizite, vorbește la o fundație despre parteneriatul cu Statele Unite ale Americii, despre apărare, despre NATO, lucruri foarte importante. În continuare se va întâlni și cu românii de acolo din Washington. Domnul Cristian Diaconescu este la telefon, fost ministru de externe. Bună seara, domnule Diaconescu! Bună seara, domnule! În primul rând v-aș întreba cât de importantă este această vizită, pentru că, așa cum spuneam și la început, iată, cehii, polonezii sunt invidioși pe Klaus Iohannis pentru că a reușit această vizită înaintea lor. O astfel de vizită, un contact bilateral la cel mai înalt nivel cu administrația americană poate fi o foarte mare oportunitate. Din acest punct de vedere, evident că este important cum România și-a pregătit această vizită, modul în care a stabilit liniile de mesaj și care este orizontul de așteptare în legătură cu partea americană. Statele Unite, pe de altă parte, în mod evident, are un proiect în condițiile în care, într-adevăr, a invitat prima țară de la frontiera central-estică a Alianței Nord-Atlantice, România, la Washington pentru a discuta ceea ce este astăzi cât se poate de semnificativ și anume problematica de securitate. Repet, măsura în care există în acest moment capacitatea profesională, diplomatică pentru a stabili un mesaj de substanță, vizita poate deschide noi căi de comunicare, de cooperare și dialog. Văd că președintele s-a referit la parteneriatul strategic, într-adevăr. Și în opinia mea, strategic este cel mai reușit proiect de politică externă, poate după integrarea în NATO și Uniunea Europeană. Semnat în noiembrie 2011, a avut mai multe foi de parcurs. Evident că a avut domenii, cum este cel politico-militar și de securitate, care au avansat ceva mai repede ca alte domenii, cum ar fi cel investițional sau în legătură cu libera circulație a românilor în spațiul american. Dar, măsura în care putem trage o linie de evaluare, evident că și prin acest contact bilateral este important să-și găsească concretizarea, mă rog, pe noi domenii de cooperare. Domnule Diaconescu, am văzut că domnul președinte Klaus Iohannis și-a luat angajamentul la Washington și în această conferință și bănuiesc că va relua chestiunea aceasta și în discuția cu Donald Trump în legătură cu cei 2% din PIB chiar pe următorii 10 ani. Înțeleg că ăsta este angajamentul. Ce vreau să vă întreb? Sigur, chestiunea aceasta cu apărarea și cu banii alocați pentru apărare e una dintre cele mai importante, bănuiesc, în discuțiile cu omologii americani. Citeam astăzi o știre, Comisia Europeană propune un fond european pentru apărare în valoare de până la 5,5 miliarde de euro pe an. Și vreau să vă întreb, pentru că noi suntem și în Uniunea Europeană, dar suntem și parteneri NATO. Cum o să reușim să baletăm aici, ca să fim până la urmă să ne continuăm parteneriatul cu americanii, dar să ne achităm și de responsabilitățile în Uniunea Europeană? Cu profesionalism, cu atenție și promovându-ne interesele în raport de partenerii cu care avem relații fundamentale, inclusiv de parteneriat strategic, însemnând atât europeni cât și americani. Sigur, dacă avem aceste calități. Nu se pune problema ca România să aibă gabaritul necesar între a
în a bascula echilibrele între, în zona europeană și euroatlantică. Prezența americană din punct de vedere securitar în Europa este un factor pe care absolut toți europenii îl consideră cât se poate de clar și adevărat. Pe de altă parte, sigur că în actualele condiții oarecum confuze și în condițiile în care terorismul este evident pe străzile capitalelor europene, măsurile înăuntru continentul european proprii pot fi luate și trebuie să și fie luate. Ce înseamnă, domnule, acestea fiind complementare până la urmă. Asta ce înseamnă o armată proprie a Uniunii Europene? Doamna Mogherini a prezentat trei scenarii din acest punct de vedere. Deocamdată trebuie luat decizia politică. În ce măsură integrarea apărării înăuntrul Europei poate fi asumată fie pe teme punctuale, fie ca și o chestiune de principiu. Dar cum funcționăm în regimuri democratice, orice decizie întâi de toate trebuie să fie politică. După aceea discutăm și în parametrii militari. Dar fondul acesta ar urma să fie distribuit, cum înțelegeți dumneavoastră, țărilor care fac parte din Uniunea Europeană să-și întărească propria armată sau țările partenere să contribuie la bugetul Uniunii Europene pentru acești 5,5 miliarde de euro pe an și să fie construită o armată sau o entitate care să protejeze Uniunea Europeană de atacurile acestea teroriste? Deocamdată este prematură, dăm un răspuns, pentru că această inițiativă așa numite armate europene, de fapt a unui sistem defensiv european, care înseamnă mai mult decât armată, a fost inițiată de niște apărării din Germania și Franța, cele două state înțelegând să sublinieze și o anumită preluare în propriile mâini a destinelor politico-militare ale Europei. În al doilea rând, această dilemă care rezultă din întrebarea dumneavoastră și cât se poate de corectă, vizează și relația cu Statele Unite. Pentru că s-a pus problema, dacă este vorba de o contribuție prin creșterea armatei proprii sau o contribuție la fondul comun al Alianței Nord-Atlantice, dacă este vorba de o contribuție în timp de pace sau în condițiile articolului 5. Situație care ar fi destul de complicată de explicat politic, pentru că un stat baltic, de exemplu, față de amenințările cu care este confruntat, nu va avea niciodată un buget capabil să îi asigure pe baze naționale sistemul defensiv. Și încă o întrebare, domnule Diaconescu, acum sigur că am văzut această declarație că luptăm și noi alături de Uniunea Europeană și de statele lumii împotriva terorismului, dar angajarea într-un astfel de proiect ar putea să atragă riscuri asupra României în condițiile în care ar putea să devină și România o țintă pentru atentate? Cel mai mare risc al împotriva României, inclusiv din direcția terorismului, este izolarea țării. Angajarea alături de parteneri este un gest de solidaritate care mai devreme sau mai târziu are efecte benefice în legătură cu propria securitate, cu securitatea națională. Oricum s-a luat decizia ca NATO, ca și instituție, ca și alianță, să participe la coaliția de voință împotriva statului islamic. Deci decizia e deja luată în cadrul alianței. Vom vedea cum se va concretiza în perioada. Și o ultimă întrebare, domnule Diaconescu, cei 2% din PIB, care bănuiesc că înseamnă destui bani, nu-mi dau seama exact despre ce sumă e vorba, dar bănuiesc că și aici e o negociere. De unde ne înarmăm? De la cine? De unde cumpărăm? Nu? Păi, bineînțeles, în așa fel încât, cum vă spuneam, să putem acționa solidar. Că degeaba ai o structură militară internă care nu intră în acel cuvânt complicat numit interoperabilitate cu structurile celorlalte state alianței nord-atlantice. Dacă putem funcționa în solidar, pentru că nimeni nu va avea capacitatea să se înarmeze de așa manieră încât să și asigure 100% apărarea numai pe baze naționale, și în condițiile în care astăzi există, de exemplu, un proiect cu un stat lider precum Germania și o serie de state precum Cehia și România, care complementar formează o structură defensivă, deci există o formă de apărare europeană, vom înțelege că și adecvarea noastră la astfel de proiecte regionale de cele mai multe ori presupune o anumită categorie de forțe cu care să putem contribui.
Mulțumesc foarte mult, domnule Diaconescu, pentru intervenția dumneavoastră. Să mai spunem că și premierul Grindeanu, dincolo de toate disputele acestea de la București, face de asemenea o vizită la Paris. Un lucru și ăsta denotat în condițiile în care acolo îl avem pe domnul Macron, care tocmai a ieșit președinte. E și asta o lovitură pe, din partea guvernului, chiar dacă domnul Dragnea încearcă să minimalizeze, să spunem așa, importanța acestui eveniment. S-a încheiat acest discurs. Vă spuneam că urmează o întâlnire cu românii din Washington și vineri întâlnire cu Donald Trump. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem.